Luni 4 martie, între orele 8 și 15, se va executa o conectare de conducte la intersecția căi Stan Vidrighin cu bulevardul 12 noiembrie 1884. Pe durata lucrărilor se va întrerupe furnizarea apei pe strada Zimans, bulevardul Industriei, bulevardul 12 noiembrie 1884 și la firmele din zonă. În zilele următoare se va efectua spălarea rețelei de distribuție în mai multe localități. Pe durata lucrărilor se va opri furnizarea apei după cum urmează. Pe 4 martie între orele 9 și 15 în Balnoc, între orele 8 și 16 în Buzia și pe străzile Târgului, Unirii, Oituz și Matei Corvin, iar în perioada 4-8 martie zilnic între orele 9 și 15 în Izvin. Lucrările de spălare urmăresc să asigure o calitate corespunzătoare a apei potabile și sunt o parte a activității desfășurate de aquatim în cadrul mentenanței preventive a rețelelor de distribuție. La reluarea alimentării cu apă în regim normal este posibil ca la robinete să curgă apă tulbure. Deoarece această perturbare va fi de scurtă durată, se recomandă clienților să nu folosească apa în scopuri menajere până la limpezirea completă. Consumatorii sunt rugați de asemenea să ia măsuri de stocare unor cantități de apă care să le acopere necesarul pe perioada anunțată.